Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi, așa cum v-am promis, am revenit cu Trag Vlogul. Așa că ia să ne punem centura frumușel, să pornim și să-i dăm blană. Frate, sunt foarte, foarte răcit. De-aia am și vocea puțin schimbată, dacă nu puțin mai mult. Astăzi am consumat o duzină de șervețele pe muci. Din păcate, asta e, n-avem ce să-i facem, trecem și peste asta. Eu sunt în Salzburg acum, sunt chiar la ieșire din Salzburg, într-o parcare pe autobandă. Uite, așa stau băieții pe parcare. Pac, pac, stăm și astăzi, că e 1 mai, alții dorm, alții lucrează. Da, dar alții îți plătiți dublu, haha, e bun și așa. Da, n-avem ce să-i facem, trebuie să lucrăm. Dacă trebuie, trebuie. Băi, du-i, de pula mea, stai că-mi pleacă Red Bull-ul. Mi-a cumpărat și un Red Bull, n-am mai băut de mult timp. Și am zis să-mi cumpăr unul chiar acum. Nu-l pun aici, că e nesigur să nu vină la pedale. Foarte mare atenție cu ce puneți prin zona asta, că la mine, de exemplu, se duce pe aici și mi-ajunge la pedale și puteți să faceți o nebunie, să nu mai puteți pune frână și chestii de-astea. Așa că atenția sporită să nu vi se întâmple. Așa. Pentru cei ce sunteți noi pe canal și nu știți de ce n-am mai postat Trag Vlog, e bine, am fost și eu în concediu. Și nu am avut pe ce practic să filmez. Am făcut câteva car vloguri și na, cum am avut și eu timp, pentru că concediul a fost destul de scurt, doar o săptămână. Na, na, ce să-i facem, asta este. N-am avut camion, am făcut cu mașinuța mică. Dar am văzut că vă plac și car vlogurile, așa că o să continui și seria de car vlog. Bun, în continuare, astăzi o să vă povestesc o nouă întâmplare ce am avut eu pe camion. Nu ține foarte mult de fostul meu titular, dar sper că să aveți ceva de învățat din asta. Bun. Se întâmpla în Germania. Era vineri seara. Vineri seara pe la ora 2 am ajuns într-o parcare prin München, pe centura de la München, în parcarea de la Waterstetten. Și acum mi-aduc aminte numele de la parcare aia. Cred că o să o țin minte toată viața. Ia să-mi deschis și o prostie asta. Așa. Bună-i, tată, bună-i. No, bun. Și deci se întâmplă în parcarea la Waterstetten. Am ajuns acolo și știam că trebuia să schimbăm o remorcă. Și erau mai mulți colegi de-ai noștri acolo, de la firma noastră. Eram cam 6 camioane de la noi, de la firmă. De la firma Hartel Trans, în caz că vă întrebați la ce firmă, cei care sunteți mai noi. Trebuia să schimbăm remorca cu unul dintre ei. Toți erau pe pauză, oamenii, numai bine, ne-am băgat și noi pe pauză, pac, pac, hau, hau. Da, și în partea dreapta a parcării era foarte multă poliție. Bă, zic, ce dracu s-a întâmplat, mă, zic, hai să mergem și noi să vedem. Când ajungem acolo, era un băieț așa mai tânăr, un polițai care lua declarații. Nu prea se înțelegea, băieții vorbeau puțină engleză. Vrea să ia declarații de la incident. Hey, ce se întâmplase? Un nenorocit de coleg de-a nostru s-a îmbătat și a apucat și a plecat cu mașina beat. Na, a lovit un camion. Cum zic el, cum era mașina parcate așa, normal, în parcare, n-a mai mers în față și apoi să vireze la stânga ca să iasă. Nu, frate, el s-a dus direct stânga, țavă, pac. A pe toată remorca, deci din capul remorcii până în spate, toată, cu toată atârât-o. Și a rupt practic din camionul celălalt, a rupt bucăți așa cum o tot săpat cleștea de la remorca, o tot săpat în caroseria lui ăsta. O sforțise extrem de tare, dar era foarte tare. Ei văguse cam așa o gaură în ușă. Ușa la merțanul ăla era un Mercedes. Era făcută din fibră de sticlă, dracu s-o fută, tabla aia nu era plastic, naiba s-o ia. Na, în fine, nemernicul nu mai era acolo, deci îl arestase deja. Și tipul ăsta a venit să se ia declarații de la colegii lui. Ei, nemernici, ce vă cusere? S-a apucat de băut după ce au parcat mașinile. Și-au pus și-au
au făcut combinații de băuturi cu vin, cu țuică, cu toate căcaturile și apoi pe ăsta l-a luat urât de cap. Na. Polițistul acolo ne-a văzut și pe noi că suntem tot de la aceeași firmă. Pac, ne-a luat la întrebări și pe noi că știm ceva, nu știm, zic, nu știm, zic, na. Apoi am încercat acolo cu colegii ce ne-au povestit și am încercat să le explicăm, să explicăm și noi la polițaia ăla ce s-a întâmplat. Am mai cules câte un pic de engleză de la fiecare și într-un final ne-am descurcat. Am reușit să-i dăm declarația de care avea nevoie. Da, după toate chestia asta, ne-am dus toată lumea la somn și apoi dimineață a venit domnul Făptaș, domnul Păgubaș, domnul care a făcut problemele. Așa, mi-a dat un încărcător nou și mi-era că nu încarcă bateria, dar încarcă. Ei, și apoi vine domnul acolo, ce să zici, frate, deci l-au arestat pe ăsta fiind mai drăcos așa, de n-avea mai mult de 23 de ani, nu avea, nu l-am întrebat, sincer, dar nu avea. Ce vorbești, frate, l-a apucat nebunia și că cine mare smar doi, el s-a apucat, frate, să spargă, să dea cu pumnul. A dat, el avea un MAN Euro 6, modelul ăla nou, deci era nouă mașina. A apucat de la cu pumnul prin display-ul mașinii, a spart display-ul cu navigația, cu ce avea mașina acolo. A dat cu pumnul în parbriz, a făcut așa o floare în parbriz. Deci numai căcaturi, au rupt tot. Deci în camion era tot rupt. A apucat de la cu pumn, cu picioare, cu tot ce a apucat-o la el în bordul camionului. Era spart în ultimul hal. Na, s-a urcat după aia, s-a urcat în mașină. Îți dai seama că colegii lui au încercat să-l oprească, dar fără succes, pentru că dobitocul, când e dobitoc, face ceea ce vrea el. Și n-au reușit pur și simplu să-l oprească, s-a urcat în camion și era zdea cu camionul peste ei pe acolo și n-a plecat din parcare, cum am zis, a plecat direct în stânga, n-a mai plecat drept în față să scoată toată remorca din parcare. El a rupt ăla, l-a tras tot după el, a rupt tot, nu s-a oprit, s-a dus, deci a ieșit din parcare, a intrat pe autobandă, s-a dus la prima ieșire, a intrat în parcarea cealaltă și din parcarea cealaltă a venit din nou în parcarea asta. Deci pur și simplu nu pot să-mi imaginez cum de nu a lovit altă mașină pe autostradă, cum de a reușit el de a mers atâția kilometri fără să mai facă altă mașină praf, pentru că el era mort de beat, deci era rupt de beat. Ei, după ce s-au calmat apele și asta s-a trezit din beție și a venit în parcare acolo, au început să-i curgă toate în cap. Trebuia să plătească reparația la camionul firmei, deci remorca, că doar remorca și camionul ce spărsese el cu mâinile și picioarele pe acolo. Trebuia să plătească camionul care l-a spart el când a plecat, deci care l-a tras după el, și trebuia să mai plătească și amenda pe care o primise de la poliție. Reparațiile trebuia să le suporte el, nu știu la cât se ridicau. În schimb, amendă a primit 10.000 de euro, amendă în Germania, plus interdicție, 10 ani de zile de a mai circula cu orice autovehicul în Germania. Deci omul și-a pus lumea în cap, deci practic pe comunitate nu mai putea lucra, doar dacă avea o firmă care ocolea Germania, dar de cele mai multe ori Germania e inima Europei, deci pe acolo treci, cam în orice direcție te duci. Și și-o cam semnat sentința la moarte, să zic așa, ca și șofer pe comunitate. Așa, omul nu-ți dădeai, nu părea foarte nervos a doua zi, deci părea foarte calm, o zic că nici nu știe ce l-a apucat, de ce a făcut, de ce o spart. Pur și simplu nu-ți dădeai seama, frate, că un om ca el ar putea să fi făcut lucrurile astea. Chiar nu... Deci eu chiar nu mi-am dat seama că el putea... El a fost în stare de așa ceva. Și apoi... bine, titularul meu. Prostane, nu ești șofer, dă-ți foc la permis. Eu și mor de beat să fiu, că nu loveam nicio mașină. Să-l vezi cum mergeam cu el, n-aveam treabă. Acum... titularul meu era de la Smart 2, pula mea, că cine e el, cum face el, nu face nimeni. Și na, vă dați voi seama... Era genul ăla de om care trebuia să-l lași în plata lui, că exact cum spunea el, exact așa era. Na. Cam
Asta a fost ultima întâmplare care am mai pățit-o cu titularul meu. Pentru că după această cursă, în weekendul acela, ne-am îndreptat către garaj, adică luni, când am plecat. Ne-am îndreptat către garaj, către Austria și am plecat acasă. A fost ultima experiență ce am avut-o cu el, lucru care m-a bucurat enorm, enorm de mult. Am zis în sfârșit, Doamne ajută, plec frate și scap de el. Deci acolo am scăpat de el, Doamne ajută. Da. Deci, ca să știți de acum înainte, toți care sunteți șoferi, care veți deveni șoferi, care sunteți șoferi începători, nu conectați niciodată alcoolul cu volanul. Frate, ai băut? Bă, și o bere, mă, s-o bei. Dă-o, dracu, ai băut? Las-o, frate, nu mai pune mâna pe mașină, du-te în treaba ta, că nu poți să știi ce efect are, nu poți să știi ce se poate întâmpla în momentul ăla, te ia de cap sau nu știu ce se... Dă altul în tine, în pula mea. Și n-ai tu nicio vină. Și tot tu piși vinovat pentru că erai băut. Pentru că ai băut o bere sau nu știu ce. Astea sunt lucruri pe care poți să le eviți foarte ușor. Sunt lucruri de la care poți să te abții ca să nu îți faci probleme. Și așa e cel mai bine. Deci e cel mai și cel mai bine. Îți vezi de treaba ta, nu te întreabă nimeni, nu te caută nimeni. Și așa e cel mai bine. Acum, na, sunt foarte mulți mardoi, că eu, că ce mă duc, eu conduc, eu fac, eu trec. Și când îți beat, na, fă cum vrei, tu faceți ce vreți voi. Eu am dat un sfat, sper să vă ajute din tot sufletul, pentru că sunt foarte, foarte multe accidente din cauza alcoolului. Și sunt foarte mulți oameni care nu se pot opri din băut atunci când se apucă. Nu știu ce plăcere găsesc să fie morți de beți, morți în ultimul hal, chiar nu pot să îmi dau seama. No, bun, deci cum am mai zis, cam asta a fost ultima experiență ce am avut-o cu titularul meu. De acum o să vă povestesc câteva întâmplări care le-am avut și cu al doilea titular al meu. Iar apoi o să vă povestesc cum a fost când am fost și eu titular și ceea ce am făcut. Mulți m-au întrebat ce înseamnă să fii tu titular. Ce înseamnă să fii titular? Înseamnă să fii la unele firme. Înseamnă să fii tu acea persoană care are un grad mai mare față de colegul său. Mi se pare total, nu mi se pare corect, deci mi se pare total incorrect acest lucru, pentru că amândoi suntem colegi, amândoi suntem șoferi, amândoi conducem la fel, dar asta este politica firmelor, unul este titular, iar unul este ajutor, de aceea și este și discriminarea aceasta, salariul la titular e mai mare, la ajutor mai mic. Din nou, o ilegalitate uriașă care mie nu-mi place, dar nu ai ce să faci, când ești începător, asta este, trebuie să rabzi o lună, două, trei, până înveți cât de cât să poți să pleci mai departe. Bun, eu o să mă opresc aici cu mica mea întâmplare, sper că ați înțeles ceva din ea. Cred că o să mai fac un track vlog săptămâna asta ca să vă... Să vă satur pofta de track vlog, pentru că ați avut deja o pauză destul de lungă fără track vlog. Așa că cred că voi mai filma încă un episod săptămâna asta. Nu știu, mai vedem ce timp am și cum am. Nu promit nimic. Bun. Eu sunt Ursu, iar fraților, bun. Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să dați și vă un like și un share, să vadă și prietenii voștri, să facem o comunitate cât mai mare. Deja suntem 13.000 de persoane și vă mulțumesc din suflet pentru suportul care mi-l acordați și pentru feedback-ul care îl primesc la fiecare videoclip pe care îl postez. Mă bucur enorm de mult să văd atât de multe like-uri, atât de multe vizualizări și să vă văd pe voi activi acolo. Bun, cu toate astea fiind spuse, eu sunt Ursu, iar până data viitoare vă urez drumuri bune. Pa!